Bună ziua, dragi elevi! Astăzi, la ora de limba română, vom exersa grupurile de litere. În limba română sunt 8 grupuri de litere. Ce? Cercei. Ceas. Ce? Cireșe. 5. G. Geacă. Geantă. G. Girafă. Gimnastă. Che. Cheie. Chel. Chi. Chibrituri. Chitară. G. Ghete. Gem. Ghi. Ghiocei. Ghinde. Sarcina numărul 1. Învață timp de un minut cuvintele propuse, apoi le poți spune unui părinte. Ceas. Cercei. Ceainic. 5. Cireșe. Ciuperci. Gem. Înger. Minge. Girafă. Regină. Fulgi. Cheie, rachetă, ureche, chip, rochie, ochi, gheață, baghetă, ghete, ghindă, unghie, triunghi. Dacă ai învățat mai mult de 15 cuvinte, înseamnă că ai o memorie foarte bună. Verifică cuvintele învățate. Te felicit! Te-ai concentrat foarte bine. Sarcina numărul 2. Ascultă poezia și selectează cuvintele cu grupuri de litere. Aceasta o poți face în caietelul de clasă. Dragul mii și mult mii drag, să trăiesc pe acest meleag, unde luce soarele și șoptesc izvoarele. Dragul mii să ies în zori, între spice, între flori, să lucrez câmpiile, să ascult ciocârliile, să aud bucuriile. Dragul mii și mult mii drag, să trăiesc pe acest meleag. Să verificăm cuvintele selectate cu grupurile de litere. Acest, luce, spice, ciocârliile, acest. Sarcina numărul 3. Îți propun să găsești una din sursele, o carte pe care o citești, sau un ziar, sau un manual, și, timp de 2 minute, să selectezi cât mai multe cuvinte ce conțin grupurile de litere. Dacă ai găsit mai mult de 15 cuvinte, înseamnă că te-ai descurcat foarte bine. Te felicit! Vrei să fii campion? Lucrează și cu manualul. De aceea, pentru o exersare mai bună, îți propun să realizezi exerciții de la pagina 119. Îți doresc succes și o zi frumoasă!